Zeci de forțe de intervenție au fost solicitate să intervină în cazul unui accident de circulație grav produs pe șoseaua de centură a Alexandriei, care s-a soldat cu 15 victime. În evenimentul rutier a fost implicată și o cisternă încărcată cu clor, care punea și mai mult în pericol viața victimelor. Pe lângă municipiul Alexandria, pe varianta ocolitoare, s-a produs un accident rutier cu mai multe autoturisme implicate și cred că sunt și multe victime în interior. Din acest motiv, salvatorii teleormăneni au activat planul roșu de intervenție. Nu știu mai la mine, dar imediat o să intrăm și o să desfacem imediat. Evenimentul de astăzi a fost de fapt un exercițiu de instruire organizat de ISU Teleorman, care a scos la iveală și câteva probleme care trebuie remediate în cel mai scurt timp. Sunt mici greșeli de în operațiunile de extracție a victimelor din autoturisme și mici deficiențe pe care le-am observat atât cât am reușit eu să mă învârt în jurul autovehiculelor, privind prinderea atelelor. În exercițiul de astăzi au fost implicate toate instituțiile cu care ISU Teleorman colaborează, în cazul accidentelor grave soldate cu victime multiple, respectiv Inspectoratul Județean de Poliție și Jandarmi, Serviciul de Ambulanță, dar și echipaje medicale de la Spitalul Județean de Urgență din Alexandria.